nou scandal este pe cale să cutremure sistemul medical din România. După nemulțumirile doctorilor din spitale, a venit rândul medicilor stomatologi să se revolte împotriva deciziilor Ministerului Sănătății. Stomatologii sunt nemulțumiți din cauza celor 5 categorii cuprinse în pachetul de bază decontat de Casa de Asigurări de Sănătate. Serviciile de medicină dentară și tratamentele de medicină dentară din pachetul de bază sunt următoarele. Deci avem 5 servicii, atât cuprinde anul acesta stomatologia, și sunt sigilarea, care este o perioadă pe dinte la 2 ani la copii între 6 și 14 ani. După aceea avem protezele acrilice la fiecare 5 ani. Persoana cu vârstă mai mare de 65 de ani și să aibă venituri sub 740 de lei pe lună. A doua proteză acrilică, deci nu avem voie să facem două proteze odată, facem una superioară sau una inferioară. Și dacă vrem să facem două proteze, superioară și inferioară, deci la 10 ani au dreptul la două proteze, una la 5 ani și după 5 ani la două. După aceea, reparațiile de proteză, o procedură pe an și persoanele cu vârstă tot mai mare de 65 de ani. După aceea, extracțiile dentare pentru pacienții care necesită anterior realizări procedurilor chirurgicale, asanarea focarilor infecțioase dentare, se face numai la nevoie. Al patrulea serviciu de contat de Casa de Asigurări va fi tratamentul afecțiunilor pulpare la dinții monoradicular. Dar noi avem și dinți pluriradicular, dar în pachetul de bază nu avem decât dinți monoradicular, la nevoie. Și a cincea categorie de servicii decontate de casă va fi tratamentul gangrenei pulpare la dinții pluriradiculari, deci la monoradicular nu avem, dar gangrenele există și la unii și la alții, tot la nevoie. Bun, haideți să vorbim un pic, vă rog, pe înțelesul celor de acasă. Explicați-ne mai pe înțelesul lor ceea ce înseamnă fiecare din această categorie pe care ne-a spus. Deci, sigilările se fac numai la copii, deci nu au dreptul la tratamente de CAI, copii între 0 și 6 ani și nici copiii după 14 și 18 ani. Protezele, de exemplu, sunt pacienți care sunt edentați de la vârsta de 50 de ani sau 55, dar ei au pensie, nu contează valoarea pensiei, nu au dreptul la aceste proteze acrilice decontate de Casa de Asigurări. Ceea ce e foarte greu, pentru că deja stăm destul de proști la capitolul edentație și la capitolul carii, la copii. De exemplu, la școli există copii care au probleme extraordinar de mari la dințișori, deci începând cu vârsta de 6 ani. Chiar unii copii, cei mici, care au carii de biberon și tot trebuie să le... Dar nu avem voie. Deci ei nu intră în această categorie de pachet de bază gratuit. Deci trebuie să plătească. Spuneți-mi, vă rog, de ce nu sunt de acord medicii? Nu sunt de acord. Medicii stomatologii nu o să fie de acord cu acest pachet. Din această cauză nici nu o să încheie absolut nimeni contract cu Casa de Asigurări și în primul rând nu se știe ce plafon vom avea pe lună. Deci noi n-am avut contract cu Casa de la data de 1 aprilie 2013 și pe luna martie noi am primit 476 de lei, cel mai mare plafon a fost. Și în aceste condiții medicii nu o să mai încheie. Este o problemă la Giurgiu. A reprezentat până acum din diferite studii pe care le-am făcut, din diferite întrebări și discuții și cu alți medici, am înțeles practic că giurgiuvenii nu prea sunt, între ghilimele, prieteni cu stomatologii. Acest lucru va reduce numărul de pacienți? Da, s-a redus considerabil numărul de pacienți, deoarece sunt foarte mulți pacienți care au venituri foarte mici și ei se ajutau cu pachetul acesta de bază de la Casa de Asigurări și de acum încolo nu se mai își permite să și pună nicio proteză. O să rămână edentați? Asta e, nu știu ce vom face. Față de anul trecut, când am avut un alt pachet de bază, da? Cel de anul acesta cuprinde mult mai puține. Cele mai puține din toți anii, de când am terminat stomatologia și de când s-a început contractul cu casă. Spuneți-mi, vă rog, câți medici din Giurgiu, din județul Giurgiu, au avut contract cu Casa de Sănătate? Din județul Giurgiu, 28 de medici în total. Noi suntem în total 67 pe tot județul și în contract cu casa nu am fost decât 28 de medici. Dar începând cu luna ianuarie 2013,
nu știu precis numărul, dar oricum s-a micșorat considerabil datorită plății evaluării cabinetelor, care costa în oraș 1000 de lei pentru Casa Națională de Asigurări și mediul rural 250 de lei. Dar mulți medici au plătit în martie, că la majoritatea le s-a expirat pe 13 martie sau pe 31 martie această evaluare și de la 1 aprilie au rămas și fără bani și fără contract. Vorbiți-mi, vă rog, despre aceste urgențe pe care noi le numim urgențe. Eu știu dacă te doare o măsea, dacă ce faci în momentul în care nu îți mai este asigurată un pachetul de sănătate. Trebuie să plătească. Care ar fi prețurile în medie? Nu știm. Fiecare medic își pune un anumit plafon, un anumit preț. Deci nu este ceva bătut în cuie unul să aibă un preț, ci fiecare cum consideră, ce materiale folosește. Deci un cabinet de urgențe la noi în Giurgiu există, la spital, care are un program de la 8 la 16, dar este foarte puțin. Deci ar fi trebuit să avem non-stop. Nu este, cred că, nu știu dacă în țară mai există foarte multe cabinete, foarte multe spitale care nu sunt dotate cu cabinetul de urgență, dar cel puțin la noi în Giurgiu unul singur. Avem de la 8 la 16, dar nu este sâmbătă, duminică, nu este deschis. Giurgiubenii care au totuși o problemă, nu se încadrează în pachetul de sănătate, se pot adresa la acest cabinet de urgență? Da. Vor fi... Dar nu au voie decât să facă pansamente, deci să trateze durerea, să facă o incizie și atât. Deci nu au voie să facă extracții. Cabinetele de urgență nu au voie să facă extracții. Deci este dată... Deci ameliorează durerea pe moment. Pe moment. Atât. Spuneți-mi, vă rog, știu că este o hotărâre a Guvernului, deja a fost aprobat acest pachet. Da. Credeți că în acest an medicii din Giurgiu, cei 28, vor mai semna cu Casa de Sănătate? Este greu de spus, că nu avem voie să îngrădim Colegiul Medicilor nici din România, nici din Giurgiu, nu are voie să îngrădească dreptul medicului de a încheia contract cu casa. El poate să încheie. Deci nu putem să îngrădim niciun drept. Deci are voie. De avut are voie. Odată ce nu a semnat, practic, nu îi se reduce. Deci nu s-au semnat contractele cu casa, momentan, nu ne-a chemat nimeni. Deci noi trebuia să încheiem în martie, la sfârșitul lunii martie 2013, în nomenclatorul acestui contract cadru din 2013-2014 am fost prinși, dar nu am primit bani. Deci bugetul a fost zero, dar contractul cadru cu prețuri a apărut. Dar noi n-am avut bani. Deci din aprilie 2013 nu s-a primit niciun ban, nici până la ora actuală. Și bugetul pe anul acesta pentru stomatologie este în valoare de 60 de milioane. Și ceea ce a spus că este mult mai mult decât anii trecuți, deci pentru stomatologie de la 13.288 de milioane pe 2013, dar aici nu specifică că noi am primit banii numai pe 3 luni ianuarie și februarie. Și aici spune că avem 60 de milioane pe 2014, dar 2014 nu știm de când începe, că deja a început. Nu știm. Deci cel mai mic plafon ăsta a fost, care a fost pe 2013. În 2010 am avut 58,7 milioane de lei, dar este la nivel de țară, nu la nivel de județ, adică să se înțeleagă clar. În 2011 am avut 55,6 milioane de lei și în 2012 57,9. Deci nivelul anului 2014 va fi la nivelul anului 2012, dar încă n-a început și nu știm dacă va începe. Din punctul dumneavoastră de vedere, mai este rentabilă meseria de medic stomatolog? Nu. Deci este cea mai costisitoare. În primul rând, materialele costă extraordinar de mult, curentul și riscurile sunt foarte, foarte mari. Nu. Dați-le, vă rog, câteva sfaturi giurgiuvenilor în ceea ce privește îngrijirea dentară. Nu știu, că dacă nu au bani, nici nu mai vin la stomatolog, dar trebuie cel puțin la 6 luni să vină la o consultație la medicul dentist, dar oamenii neavând bani nu mai vin nici la un an, nici la 2 ani, vin numai în cazuri de urgență, deci nu mai vin.